pentru că tema umbrela acestui eveniment este călătoria. Aș vrea să vă întreb cum a început călătoria lui Victor Rebenciuc. Când a început povestea și dacă este un început vesel, așa cum ar trebui să fie fiecare copilărie. Uh. Am apărut pe lume în 1933 exact în perioada grebelor de la Grimița. Mm -hmm. Nu știți de ele astea, că sunteți tineri, dar erau niște greve la Grimița acolo. Clasa muncitoare, mă rog, s-a tras sirena, sirena lui Vasile Roaită, mare erou al clasei muncitoare, descoperit pe urmă ca fiind colaborator al securității, turnator. Da, dar -a tras de sirene în timpul grebei. Nu știu dacă a fost neapărat o veselie copilăria mea, a fost o copilărie cu destul de greutăți, pentru că mă trag într-o familie foarte simplă, de oameni liniștiți, cu probleme. După ce s-a născut și fratele meu, la un an de zile, de la nașterea mea, tatăl nostru a plecat. S-a dus, a găsit o altă... și-a schimbat iubita. Certe cu eu habar n-am avut și nici fratele meu nu știam că el a plecat, că el exista, în primul rând, nu știam. Nu am simțit, nu m-a durut, nu a fost nimic. I-au durut pe ceilalți, pe maica mea mai ales și pe părinții ei, bunicii mei materni, care ne-au și crescut pe mine și pe fratele meu. Și au fost perfecți. N-am avut, n-am simțit nevoia unui tată niciodată. N-avea -na ce să-mi facă. Că erau ai mei, bunicii și cu mama, care erau, erau perfecți. Dar erau niște oameni care trăiau cu dificultate, pentru că singura care aducea bani în mod continuu în casă, în mod regulat, era mama, care era funcționară angajată la stat și deci venea cu niște bani în fiecare lună. În rest, bunică-miu, care se însurase cu bunică-mea, cu Zestră, ei avea o casă în care m-am născut și eu, undeva pe, pe aici, pe, pe aproape o stradă, mai știu cum se cheamă, s-a apucat de afaceri, a deschis o măcelărie și a dat faliment, pentru că nu se pricepea a casa pentru asta și noi am început să călătorim. De fiecare dată când se schimbau domiciliile, adică de Sfântul Dumitru, când... Nu știu de ce de Sfântul Dumitru se făceau mutări, se făceau contracte până la Sfântul Dumitru și de la Sfântul Dumitru până la următorul Sfânt Dumitru. Noi schimbam locația <laughs> pentru că găseau o chirie mai avantajoasă în alte parte și am, am locuit undeva, de la, cum mai e favorit acolo, de la favorit în stânga, unde e Cora, magazinul Cora, erau mahala, erau margine de București. Și acolo găsim o casă foarte frumoasă, stăteam în ea, acolo mare, avea și o curte mare și în curtea era o ghețerie. Eu și cu fratele meu ne jucam în ghețerie, dar era una mare, chiar mare de tot. Nu știu de unde luau ei a, gheața aia, de unde o luau, că era o gheață de lac care înghița, îngheța înghețea iarna, o tăiau și o băgau în ghețăria aia să existe gheață. De acolo ne-am mutat tot prin cartierul ăla, undeva, nu, în Comuna Roșu ne-am mutat. Mi-aduc aminte, undeva era o, o, o casă într-o curte lungă, așa. Erau curte lungă, de la Poartă, era o curte lungă, în fundul curții era o casă în care stăteam noi. Și mi-aduc aminte că stăteam eu cu fratele meu sus pe gard și ne uitam la copiii din cartier care se jucau și cu care noi nu prea puteam să intrăm în discuții că nu îi cunoșteam, nu știam cine sunt, eram destul de rezervați, speriați. Copii cu minți eram noi. Și de acolo ne-am mutat undeva. Pe... Evident că în perioada asta eu am învățat să citesc bunica mea m -a, m -a, m -a învățat să citesc nu știu, nu-mi dau seama acum cert este că eu m-am trezit la un moment dat, înainte să intru în școală, deci pe la anii 4-5 ani așa, citind ziare citeam ziare în mod curent deci eram la curent cu politica cu tot ce se întâmpla în lume, pentru că citeam ziare știu că era un moment în care citat și la masă și bunica nu prea era de acord. Nu A, nu știu da, mai. bine, da. Bunica mi-a întindea ziarul pe masă ca să nu stric, mă murdărim fața de masă și eu citeam în timp ce mâncam. Și nu mai citim, mă, nu mai citim, mănâncă de mea. Și am întors ziarul invers. Eu citeam și invers. Așa că n-a avut succes. Și zic, ne-am acolo, la piața Chirigiu, unde cumva aveam o, o Săteam într-o curte care începea din Bulevardul Tudor Vladimirescu și se termina era nu în drept, așa, se termina în Rahovei. Asta era în 1940, țin minte, aveam de șapte ani și țin minte din cauză că am intrat la școală atunci, în Comuna Roșu cu un an înainte, când am vrut să mă dea, aveam șase, șas, șap, șase ani jumătate, născut în februarie fiind, când începea școala, eu aveam șase ani jumătate, abia în iulie, august. Și la școala de acolo din Roșu, directorul n-a vrut să mă înscrie, că n-am vârsta, n-am șapte ani. Și ce să facem? Trebuie să luați de la minister o aprobare, o... Nu știu cum se numește asta dispensă de vârstă. Și ai mei au zis, așa mai stai un an, mergi la anul, și am mers la anul. Aici am, imediat m-a primit, am mers și cu fratele meu, care avea șase ani jumate, deci era cu, un an mai mic, a fost cu un an mai mic decât mine. Și m-au înscris pe mine, bine, s-a terminat, să plecăm, dar cu ăsta ce faceți? Cu ăsta micu? Păi ce are șase ani jumate? Dar ce domnule director. Și am mers împreună cu el la școală, am fost colegi. N-am fost un coleg bun pentru că l-am turnat. <persoanță> <grijă> frate. Uh, uh, am învățat, uh, nu știu cine mi-a inculcat spiritul ăsta de să nu spun minciuni. N-am spus minciuni și nu spun minciuni niciodată. Nu mint, nu pot să mint. Uh, dacă încep o minciună, spun imediat, după ce am început-o, nu e adevărat, am vrut să spun o minciună, da. Nu pot, nu pot să mint, nu pot. Și pe el, săracul, ți-mi minte că aveam, ne deduse să învățătorul să desenăm după carte, era în carte, o pisică, în carte de, din alfabet abecedar, abecedar Aveam, era o pisică, să o desenăm pe aia și să venim. eu am desenat-o sigur, ce-o fi ieșit, nu știu dacă era pisică sau câine ce a ieșit acolo, din ce am desenat eu, dar el nu putea să deseneze și plângea că nu poate să deseneze și o a mea, sora maică mi i-a desenat-o ea. Și când s-a uitat învățătorul la desene, la desenul i-a zis, mă, cine se a făcut asta, desenul ăsta? Eu, a zis el. Mă, Ma, mai zi, cine ți a făcut? Eu. M-a întrebat pe mine, Victor, cine a făcut destinul ăsta? Mătușa mea. Da. i spus, ce să putem să fac? Ați avut parte și atunci, de... a, și a zis, atunci vezi, au orel, îi spunea n-ai spus adevărul, rămâi arestat aici, la, după ce terminăm, mai stai o oră în clasă aici, arestat, așa, la arest. Și am început să plâng eu, nici rămân și eu cu el. <laughs> și am stat cu el acolo. O oră. Da. Deci, ce vreți mai Ați împărțit frățește uh, tot, dar da. anumite începuturi, anumite călătorii l ați făcut singur Și aș vrea să vă întreb ce ați simțit în fața fiecărui început. Și o să încep cu începutul carierei de actor. Ce ați simțit în momentul în care ați... Eu... Da, bine, eu eram actor dinainte să, se, încep. <laughs> da. <laughs> da. <laughs> era... era... am fost actor amator, era elev în școală, am fost actor amator, uh, întâmplător. N-am visat niciodată, ca să punem la punct lucrurile, nu mi-am visat de mic copil să ajung actor nici nu te mi-a trecut prin gând, nici nimănui din familia mea nu i-a trecut prin gând, așa ceva. Nu, cine nu se uita la mine, cine se, ce se vadă de mine un actor? Nimeni nu, nu și-a chestia asta, nici eu, dacă eu nu credeam. Dar jucam teatru întâmplător. A venit unul la mine la școală, în școală, un coleg mai mare cu un an era decât mine, și a zice, doamne, eu o să pun o piesă aici la școală și o să joci și dumneata. Bine, am zis, foarte bine. bine am să merg să fac asta, bine, dacă să bat mingea pe mai dar, mai bine, hai să vedem și cum e cu chestia. La teatru nu fusesem niciodată în viața mea și uh, uh, știam despre teatru de ce ascultam la radio, piese, uh, piese teatru la microfon. Auzeam, uh, îmi plăcea. Erau piese, eram atent la piese, mă interesa ce se spunea acolo, ce se întâmpla, era o poveste frumoasă pe care o ascultam. Începusem să recunosc actorii după voce, știam cine joacă, după câtva timp îi recunoșteam vocea, dar niciodată, și jucând în teatru, pe ce am făcut piesa asta la, 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 la școală, era o piesă, mă rog, propagandă socialistă, care se făcea cu. se numea piesa asta ce i s-a întâmplat Gherghinei, așa se numea piesa Ce i s-a întâmplat Gherghinei? Că în loc să se ducă la doctorul pe care l-a trimis partidul în sat, ea se ducea la doctoroiul satului, care era prieten cu Chiaburu și sabota, sabota partidul și medicina, știința medicală, mă Și am jucat Chiabur acolo. Eu eram, eram un copil de 15 ani, 16 ani. Am jucat cheaburul și unul din colegii mei care era la un Ateneu popular din București, de aici, de pe la Vitan, nu știu pe unde era el, făcea dansuri populare acolo, juca în dansuri populare, a venit la mine, m-a întrebat, bă, ce, uite, noi punem o piesă la Ateneul nostru acolo și nu avem cheaburi, nu vrei să tu să joci cheaburul? Mă viu, am zis. Și m-am dus acolo, am făcut o lectură cu instructor, era un instructor care... Monta piesa asta, ne. To toată distribuția, toți toate rodurile care. L -am, am, am, eu am citit chiaburu frumos, uh, atunci am citit pe loc și după repetiția asta, după ce cit, uh, citit o este instructorul mi-a spus, n-ai să joci chiaburu, ai să joci rolul principal. De ce? Am jucat, părat, dar am rămas legat de acest instructor care m-a luat cu el și la alte atenee populare, undeva pe Griviță, am fost la unul, la, se numea Constantin David, alte rol al clasei muncitoare. Nu știu ce a făcut ăsta Constantin David, nu știu ce a făcut, dar era erou. Și acolo am stat vreo 2 ani de zile dar niciodată, de am fost actor amator și jucam la ATN-ul Popular, duminica dimineața, să jucam, oamenii din cartier veneau la spectacolele noastre, ne aplaudau la sfârșit, niciodată nu mi-a trecut prin cap că eu o să mă fac actor. Eu îmi vedeam de școală, îmi vedeam o școală medie tehnică, învățam despre transformatori, cu asta era specialitatea mea, transformatori electrici. Deci, în loc să fiu un tehnician de transformatoare electrice, să le repar, să le fac, să le construiesc, am plecat de acolo. De altfel, am și avut o aventură cu un inginer, unde făceam uh, practică să faceam, și nu făcusem caietul de practică în ultimul an. Nu-l pentru că eu mergeam la Ateneu acolo, nu aveam timp să mai stau, repetam de acolo, mă intrasem și la dansuri, cântam și în cor, singurul care cânta fals eram eu, dar eram în cor, trebuia să fiu în cor, că nu erau destui acolo. Și... Uh, da, m-a dar de ce nu s-ai făcut cu N-am avut timp, domnul inginer, că uite, așa, că eu mă gândesc să... Deja în, începusem, mi-intrase, mi-spusese, ah, am încurcat timpul. Între timp, fiind în ultima clasă, am făcut un spectacol pe care îl făceam la Ateneu, l-am jucat cu colegii mei de clasă. Era simplu, era o singură, un personaj care purta toată piesa aia și avea diverse întâlniri cu mici sketchuri. erau acolo. Cel care a, a făcut stand-up-ul dinaintea mea, vreau să-l felicit încă o dată, pentru că a fost un stand-up foarte valoros. Serios, vorbesc. Am, am, am văzut câteva stand-up-uri pe la Antena 1, dar ceva îngrozitor, manjurături. În nu mai înjurături, nu mai de Toată lumea râde de organe sexuale, de acte sexuale. Altceva nu există pe lume pentru ei. Uite, uite, a fost foarte bun. Foarte bun și apreciez foarte mult chestia asta și am înțeles și eu ce era stand-up acum. Pentru mine. Primul... Altmintele era, era o... Da. Dumnezeu. Le primesc pentru dânsul, e foarte frumos. I le transmit. Uh, uh, deci, și în ultim am pus piesa asta la școală cu colegii mei, era simplu. Era o piesă care se numea Nea învață carte cine era neanae, un analfabet care era portar la o instituție și îi spune cineva, băi, nu intre nimeni decât și acum vezi că o să vină unul pe care îl cheamă unul I I I Iarca domnul Iarca cu Y zice și nu-i dai drumul decât dacă îl cheamă Iarca, da? Bine, iarca, spune, eu sunt iarca, da, zice, n-ai portarul, dar unde-i grecu? <grijină> grecul nu e. Nu e. Și asta era tipul de uh, umor, de genul, stadiu, la nivelul ăsta. Se rădea o urăscopesc, dar și directorul școlii, era o școală medie asta, <coughs> se înființase se la atunci școala asta medii. A fost și el la spectacol, a venit, nu știu de ce, din curiozitate. Și mi-a spus după aia, după ce a fost zis, bă, repede, bă, tu ar trebui să dai la teatru. Și atunci am rămas și am început să mă gândesc la chestia asta. Și inginerul ăla care, la care eram la practică mi-a spus de ce n-am Și a spus, uite, pentru că mă pregătesc să mă dau de examen la teatru. Cum să dai examen la teatru după ce statul a cheltuit bani cu tine ca să devii specialist în transformatoare? Tu te duci și arunci banii aia pe gârlă după patru ani de studii, dar... Dom'le, să nu nu mă rog, am lăsat așa, plâng acolo, eu am plecat, am dat, nu știam, deci asta m-a cam Demobilizat opoziția nu am spus nimic acasă, nici că vreau să dau, nici că nu vreau să dau examenul. Nu ne, ne aveam origină socială sănătoasă, eram mic burghez, deci nu aveam acces la facultate să intru la Politehnică. Bă, eram repartizat în producție. Trebuia să fie repartizat undeva în producție, la o fabrică. Deci nu rămâneam pe drumuri, aveam slujbă. Da, până la m-am decis, m-am dus, m-am înscris la, la, teatru, la, 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 teatru, la, institutul de teatru, am dat examen, mă pregătisem, nu așa? mi era frică. Eu nu îi cunoșteam pentru că eram, nu fusesem la teatru și nu îi văzusem jucând. Pentru că știam de poze, de reviste, din astea, că citeam reviste, ziare, știam pe Braca, Bălțățeanu, pe doamna Buzescu, care a fost profesoara mea, pe Calboreanu, pe Berigan, pe Birlic, pe cei mari, mari, mari de tot care au fost înaintea mea, înainte să venim noi în generația asta din care am făcut și o parte. E, și eram speriat acolo. Erau unii dintre colegii mei care au dat examen atunci acolo, care mergeau, făceau figurație la teatru, erau prieteni. Ei vorbeau despre vraca Gicu, spunea, Gicu aseară i-a făcut o poantă lui Nicu. Nicu era bălțățeanul. Deci, ei erau familiari acolo cu teatru, cu asta. Era o formalitate pentru ei, concursul ăsta de a intra în institut. Eu aveam probleme, nu cunoșteam nu pe nimeni, nu știam pe nimeni, -am, am intrat și eu până la urmă, printre ultimii, penultimul sau antepenultimul am fost și, mă rog, am nimerit la doamna Buzescu. Doamna Buzăiescu a fost, Aura Buzescu a fost o mare, mare, tragediană română, mare, imens de mare, actriță, extraordinară. Și în primul an, în primul semestru, eu făceam ceea ce știam eu să fac, ce învățasem de la instructorul ăla care mă învățase teatrul manual cu el, care era o care avusese într-un fel relații cu teatru, dar era dedicat teatrului, iubea teatrul, îi plăcea teatru, o făcea cu drag treaba asta, dar avea un anumit nivel, până la nivelul pe care îl avea el, atâta îmi putea transmite și mie. Și doamna Buzescu, erau suficiente cabotinaje prin ce lucrurile care mă învățase el, și doamna Buzescu țipa toată timpul, la cine te-a învățat să faci așa, la cine să te duci, la stradă, să te duci bă, de fiecare dată când îmi spunea să trec pe scenă ca să mai lucrăm m -m -m mă gândeam, băi, mai bine să scufund de pământul ăsta cu mine, ce să caut eu aici la asta care țipă la mine aici de ce m-ai fi venit eu aici nu-mi nu dădeam seama și totul a durat așa până la un moment dat când ea îmi spunea, mie tot timpul îmi spunea, nu te mai strâmba nu mai, nu te mai strâmba, nu, mic, economie de mijloace, economie de mijloace. Să simți, trebuie să simți ceea ce spui, să simți, să crezi în ce spui. Nu să te strâmbi, să Cred că am priceput greu chestia asta, că nu e ușor de priceput, nu știi, să simți. Păi ce să simți? Păi simți, simte. Da. E, nu, e nenorocire. asta. E, e, e teatru, fă teatru. Cum e să faci teatru? Nu e Lego, să iei, să le pui, să faci un avion din Lego, de, -n... le pac, 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 pui care bizi de aici, le faci, a ieșit un avion. ci se dă un text, uite, asta. E, și ce fac cu asta? Păi, personajul, Unde e personajul? Păi, ăsta e textul ăsta, trebuie să. E o problemă. Și. Uh, deci am terminat și așteptam să fim repartizați în clase. Uh, eu făcusem comedie, nu mai comedie, făcusem ca amator, așa, asta era treaba. Uh, jucam în comedie de astea, de nivelul ăsta, propagandistic, nu am, -am jucat nicio piesă serioasă mm. -un, din repertoriu normal, intelectual, nu, literatura dramatică, special. A jucat șușe de-astea, piese prăpădite de-astea, de propagandă, că era asta să cerea atunci. Și așteptam să fiu unde, unde să fiu repartizat. Sigur, pentru mine, care jucasem comedie și, și chiar și examenul meu a fost un examen de comedie am spus o poezie de Coșbuc, care era comică, așa, puțin comic, și un o schiță de caragiale pe care o învățasem pe din afară, infamie de caragiale. Și așteptam să fiu repartizat și îmi spune unul dintre... Că întotdeauna la examenele astea de admitere sunt niște... De ăștia care sunt în anul 2, au trecut în anul 2 și ei vin până lângă boboci ăștia care vor să intre în institut, să-i îndrume. Cum ar fi. Și îmi spunam mie, băi, să nu te repartizezi, fii atent la doamna Buzescu, că te-ai nenorocit, tu faci comedie și aia te distruge, te-a nenorocit. Așteptam să văd unde mă repartizează. Și nu aveam cum să mă repartizez eu. La, o să mă... Și de telefon unul care îmi spune bă, fii atent că te-a repartizat la doamna Buzescu, du-te și spune să te treacă la Bălțățeanu, că la cine să mă duc? Păi nu știu ce, du-te la direcție, la rector, la... Cum să mă duc? Eu nici nu intrasem în institut, de mă duc la unul să-i spun, domne, nu vreau la ora Buzescu. Păi de ce nu vrei? Că eu fac comedie. Păi și dacă faci comedie, ce... ce să spun eu? Asta e, cum o fi Dumnezeu cu mira. Și a fost bine, până la urmă, pentru că, până la urmă, am înțeles-o, am înțeles ce vrea de la mine, am înțeles ce însemna făie economie de mijloace, nu te mai strâmba, am înțeles că în momentul în care încerci să simți un sentiment, să încerci să-ți să dai seama de situația în care este pus personajul pe care îl interpretezi și să trăiești acea situație pe scenă, nu trebuie să te strâmbi, să mimezi îngrijorare sau curiozitate sau e, durere sau e, bucurie reținută sau mai știu ce. Lucrurile astea îți apar pe față dinăuntru îți vin dacă simți, dacă ai faci rost cumva de starea asta. Atunci lucrurile astea vin de la sine, nu trebuie să te gândești la ele, ci să înțelegi starea în care trebuie să fii și să o cauți și să încerci să o ai. Ce ați simțit în fața altui început? Și acum mă duc în zona personală. Căsătoria cu dragostea vieții dumneavoastră. Ce anume? Căsătoria cu dragostea vieții dumneavoastră. Am avut două căsătorii. Bun, atunci. Cea mai importantă din cele două. două. <laughs> La prima m-am însărat cu o colegă de facultate, o fată minunată, era și ea, un colegă cu ne-am înțeles foarte bine și după vreo 5-6 ani am divorțat pentru că m-am am îndrăgostit de o fată mai tânără da. decât nevastă mea și decât mine, că noi aveam aceeași vârstă. Și ia că te să împlinesc în curând de. Cred că nu, nu pot să fac socoteala exact. Din 65 până acum, câți ani sunt? 69? 61. A? Din 65 ați spus. Din 65. Pe 59. Da, în curând voi... Free... voi Peste un, un an îmi 60 de ani de, de, de căsătorie. căsătorie. Împlinim. Mulțuia înainte. Da. E o viață întreagă, o viață de om. Ne-am inspirat 60 de ani, ne-am certat 60 de ani, ne-am ne întristat împreună, ne-am veselit împreună, am, am, am avut o, o viață comună foarte frumoasă, cu de toate, cu de toate. Totul a fost că ne-am acceptat că am știut să tolerăm uneori și a mie și eu ei, unele lucruri, să le înțelegem foarte bine și mai ales să credem că suntem făcuți unul pentru altul. Și uite așa am ajuns la, la bătrânețea asta. Da. Iar scenariul a fost completat și de un copil, apoi de un nepot. Da. Co -un. Bine, copilul a fost momentul meu de fericire minunată, absolut minunată. Eu n-am simțit că nu am tată, am mai spus-o, nu? Dar am vrut ca fiul meu să știe că are un tată și m-am dedicat lui, am am, am am făcut tot ce se putea face pentru, pentru el, fără fără să-i dau nas, fără să-l răsfăți, fără învățându să fie sincer, să fie adevărat, să fie drept, să nu să nu să nu și bată joc de oameni. Deci știu că l-am, o singură dată i-am tras o palmă când am aflat că el avea o profesoară în clasa, în primară, avea o profesoară de limba română care avea niște defecte fizice și el făcea bășcălie. De, de, și închipuia el că e artist și trebuie să facă. Ia în bășcălie defectele profesoarei. mi a spus, cum îți permis să faci așa ceva cu un om care te învață, care vine și cu tot dragul încearcă să te învețe pe tine? Acum matematică. Cum faci așa ceva? Cum poți să faci așa ceva? Nu te-ai gândit la omul ăsta? Cum poți să faci? În loc să, să încerci să înțelegi, să, să, să asculți tot ce îți spune, pentru că îți spune lucruri absolut necesare și absolut extraordinare. Matematică. Nu e o bagatelă în viață. Trebuie să faci tot ce poți ca să înveți de la ea, nu să-ți bagi joc de, de profesoara ta. Nu contează că e are niște probleme fizice, probleme, nu contează. Important este că vine la școală și te învață pe tine. Ține minte acest da. moment? Cum? Ține minte acest moment? Fiul dumneavoastră a ținut minte acest moment, această lecție. Bă, da, pentru că acum îl învață el pe fisul chestia asta și l-a învățat foarte bine împreună cu nevastă, sa. E, el acum, ăsta micul, Mircica, este la New York, la un concurs, ne-au luat, am poze pe... Da, mi-a trimis de la New York, au poze, a, a, a luat, nu știu, medalia de aur la un concurs de matematică. Matematică. Matematică, din nou. Da, da. A luat, da, e la New York. Deci, și altceva? Ce mă mai <laughs> Eu am multe întrebări. Nu, ce, ce se întâmplă? Trebuie să spun spune la început. Eu, personal, nu prea îmi place să vorbesc despre mine. Așa să-mi povestesc viața. O viață simplă, o viață neinteresantă. Uh, uh, nu mi se pare că în viața particulară sunt o persoană interesantă. Uh, uh, cred că ceea ce pot să fac pe scenă și încerc să fac pe scenă și încerc să fac din ce în ce mai bine de, de vreme de, 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 aproape 70 de ani. Anul ăsta am, primit, am împlinit 69, împlinit 69 de ani de, de profesie. Mulți Da, la anul ăsta am 70. Nu, peste 2 ani o să am 70. Acum 68, mă rog. Mă rog, nu mai contează 2 ani. Eh, și uh, poate că nici eu se împlinesc pe 70. Și uh, uh, nu se mulțumim nici de mine ca actor, eu personal. Nu mă plac. Nu mă laud ce actor sunt eu, ce mare, ce frumos, ce deștept și cum joc eu, Doamne. Uh, nu mă plac. Uh, întotdeauna. Sigur că eu vreau să joc bine, îmi propun să joc bine, dar întotdeauna scapă câte ceva. Sunt niște momente pe care nu le-am acoperit bine, pe care cărora nu le-am găsit o, 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 o dezvoltare corectă și au rămas puțin în umbră sau chiar strică toată imaginea. Dar uneori în teatru. Mai poți să repara chestia asta? La film nu se mai poate repara. Acesta, filmat stricat, rămâne stricat. Dar asta vreau să spun, că nu mă consider în viața de toate zilele. Eu sunt o persoană absolut oarecare. Absolut oarecare. N-am niciun fel de trăsătură deosebită față de alții oameni cu care alături de care stau fie la mega-imajul ăla de lângă mine, fie într-o reibuz, fie în metrou, fie pe bancă în cismigiu, nu e nicio deosebire între mine și ceilalți oameni. Adică n-am nicio stea în frunte și nici în altă parte. Dar luați ceva de pe scenă... Luați ceva de pe scenă din rolurile dumneavoastră în viața de zi cu zi? Nu. 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 N-am ce să... Încerc să dau din mine pe cel acolo. Nu se iau. De -acolo. Sigur că sunt experiențe de viață pe care le trăiesc personajele pe care le-am le de interpretat, dar înțeleg. Și sunt curios în general, când trec prin viață așa, să văd ce se întâmplă cu lumea, cu oamenii pe care îi întâlnesc, pe care îi cunosc, pe care îi urmăresc, așa că mi se pare e un tip interesant, așa mă uit după el să văd cum e. Am așa un fel de, de, de arhivă de sentimente, de personaje pe care... O folosesc din când în când, mă inspir din, din ce, ce am văzut, ce am simțit câteodată, dar asta e. Nici acum, sigur că atunci când începi o meserie, vrei să ajungi, cum se spunea, pe cele mai înalte culmi de civilizație și bunăstare. Dar n-am ajuns. Ia că au trecut aproape 70 de ani și încă nu mă consider ajuns actor mare. Uh, mai am încă de învățat. Sunt lucruri pe care încă trebuie să le mai învăț și să le perfecționez. Uh, nu știu dacă o să mai am timp. Nu mai am forța necesară, nu mai am puterea de a, de a face, de a pe care am avut-o până acum câțiva ani de zile. Dar de câțiva ani de zile, după o nefericită operație pe coloană, mi-a mai scăzut puterea. Cu Așa acesta... că nu vă temeți. <laughs> Cu toate acestea. În ciuda faptului că generațiile s-au schimbat, sălile de spectacol, spectacolele pe care dumneavoastră le jucați, sunt pline și de tineri, și de vârstnici, de o potrivă. Da. Cum rămâneți, cum. ce vă ajuta să rămâneți atât de actual și să fiți apreciat de o potrivă și de cei tineri, care poate nu v-au văzut în toate filmele, în toate piesele pe care le-ați jucat, da. și nu de cei cu văzut, experiență? Nu știu, da. de... Ce, ce vă ajută? Nimic, că mi-am văzut de treabă. Nu -am, am făcut nimic pentru imaginea mea. Nu știu ce este aia imaginea mea. N-am făcut nimic absolut. Eu -am, am jucat teatru pentru că asta e profesia pe care mi-am ales-o și pe care uh, uh, o respect și o iubesc și mi-e dragă. Îmi place ce am făcut, cred că am ales bine uh, pentru că e o muncă care mă pasionează și care mă satisface. Îmi place. Îmi place când sunt pe scenă. Sunt în lumea mea, îmi place acolo, pe scenă. Ce fac, fie că joc un personaj negativ, fie că joc un personaj pozitiv, întotdeauna am... ceea ce am căutat și am ținut foarte mult la lucrul ăsta a fost să nu joc mereu același tip de personaje. Să zic, de. Doamne, am jucat odată un locotenent și l-am jucat bine. Și atunci, la următoarea piesă, e un regizor care are un rol de locotenent. Și a, pentru că juca foarte bine locotenentul acolo. Nu, dacă e locotenent, nu mai joc locotenenții. Am terminat. Joc altceva. Demn un sergent. Da. Și joc sergent. Da. Da. Ce apreciați cel mai mult? Începutul unei piese sau finalul ei? Care vi se pare mai încărcat de emoție? Nu, nu, pot să fac o deosebire. E normal că începutul este început și sfârșit acolo la... Dar notă, nota de plată acolo e la urmă, e totul. Să vedem cum iese. La început e deschis ușa. Și știi ce o să găsești pe scenă când deschizi ușa la scenă. Știi că ce e acolo, dar nu știi ce e în sală. Nu știi ce e în sală și cine e acolo, ce, ce vrea, ce așteaptă. Și astea sunt emoțiile de, de premieră, de început, când uh, simți chiar din prima clipă parcă așa o, o ostilitate din partea sării, o curiozitate, de fapt, este din partea spectatorilor care e, este foarte intensă și asta uh, 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 te, 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 te presează, te ține... A apăsat așa, nu știi pe unde să o iei. Știi? Nu, nu găsești nicio fisură nicăieri. Eu nu văd în sală, în primul rând. Nu văd, uite, acum e perfect, este întuneric. Nu Cum vă, vă văd place dumneavoastră, da? Că aud niște voci risete, dar nu văd. Și, în general, când joc, eu nu văd în sală, nu, nu, văd, nu văd sală, privesc așa pe deasupra, pentru că în mintea mea e un perete între mine de pe scenă și sala. În mintea mea așa este totul, e un perete. Eu, publicul din sală a găsit o crăpătură prin care vede ceva, un fr fr frâmă de viață, un fragment de viață, ce se întâmplă Până în crepătura aia, pe care puteți vedea ce se întâmplă pe scenă. Și totuși, prin acea crepătură, vedem magia. Cum da. faceți să nu, nu fie știu. un lucru repetitiv? Nu spuneți nu știu. Să fie repetitiv? Da. Cum faceți să fie magie cu fiecare piesă, deși este aceeași piesă? E, asta e problema. Aici e nenorocirea. Da, da. Aici nu știi cum să... Încerci de fiecare dată să, să fie adevărat. Să fie așa cum spunea doamna Buzescu, să fie adevărat, să crezi în ceea ce faci, să nu o faci din rutină. Să nu existe o, o mecanizare, și să fie să faci în rând din rutină. Baga, am terminat, am plecat acasă. Nu, deci să crezi în ce se întâmplă pe scenă. Să, să asculți întotdeauna asta. Este un lucru care l-am învățat chiar după ce am terminat institutul și primele, primele luni de teatru la Claudie Bertolan spunea, păi, întreaga importantă important pe scenă este să, să asculți, să înțelegi ce ți se spune, nu să aștepți ultimul cuvânt al replicii partenerului și să începi tu replica ta. Nu, trebuie să asculți, să înțelegi ce spune și să răspunzi la ceea ce ți s-a spus. Asta e secretul pe care l-am descoperit eu și pe care îl poate descoperi oricine, pentru că e clar că în viața asta este. Noi nu vorbim niște texte pe care le-am învățat acasă. de exemplu, doamna Bolandra mi-a spus, mi-a dat un text și mi-a spus, până mâine dimineață înveți textul ăsta. Și l-am învățat. Dar habar n-am avut, am jucat de nu știu câte ori piesa aia, habar n-am avut cine-i personajul ăla, ce face cu cu femeia aia care e în fața lui, ce, ce, legătură are cu ea, care e mamă, e tată, e, nu, habar, habar aveam ce caut acolo, știam ăsta textul ăsta pe din afară și îl spuneam în mod mecanic. iar ceva când înveți textul cu încetul, cu încetul, sunt lecturi la masă, așa se începe o repetiție, la, repetiția la un, o piesă, la un spectacol. Lectura la masă, în care fiecare stă și citește textul lui și primește evident indicații din partea regizorului, care are un plan în minte despre cum va trebui să arate spectacolul pe care îl pregătește și care te îndrumă ca să îți îndrepti și tu eforturile către mesajul pe care vrea el să-l transmită cu spectacolul pe care îl pune în scenă. Și asta e, nu știi niciodată, nu poți de de și descoperi, înveți încetul cu încetul, vezi că textul se așează el frumos în minte fără să faci eforturi de memorizare. Fără să faci efortul ăsta, să înveți o poezie, nu, e automat așa, se, se, specializează memoria, se specializează, cred că e ceva specializat. Și uiți, sunt texte pe care le-am jucat acum nu știu câți ani, nu mai aduc aminte nimic din ele, nimic, absolut, nicio replică. Dar sunt și texte pe care vi le aduceți și acum aminte, corect? Da, de asta, care, care ați început. Unde mergem noi, Nicolae? Da, Nicolae, unde mergem noi? Asta era chiar o replică pe care o dădeam cu, în perioada aia cu foarte multe înțelesuri. De am De și ales acest moment. Da, și chiar așa a și fost înțeleasă replica asta. Nicolae, unde mergem noi, domnule? Uh, unde, nu știam unde mergem. Cum nici acum nu prea știm. De nu prea avem idee, a... nu cred că da. avem idee unde mergem. Dar mă rog, noroc mă că este... mai sunt și alții care se ocupă de noi. De asta aș vrea să vă întreb. Cum, cum i-ați invita pe oamenii prezenți în sală să privească începuturile în fața cărora ajung la un moment dat? Cum i-ați invita să, să privească un început? Păi, ca pe un început. Nu știi ce urmează. Trebuie să faci ceva. Trebuie să te apuci de altceva. Evident că te pregătești ce am făcut eu ca amator, am făcut fără niciun fel de pregătire. Habar n-aveam. Habar n-aveam ce înseamnă asta, să fii actor, să înveți unul. Dar învățam pe din afară, era simplu, învățai un text și îl și îl spuneai pe șara. Dar trebuie să te pregătești pentru ceva, nu? Dintr-o dată, în cazuri speciale, cu totul și cu totul ieșit din comun, se întâmplă să fii pus în fața unui început pe care nu ți l-ai dorit, nu ți l-ai ales și pentru care nu ești pregătit. Aici e greu să dai niște sfaturi ce să faci în momentul ăla. Nu știu, nu mi s-a întâmplat să, 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 să întâlnesc asemenea cazuri când sunt forțat să-mi aleg, să fac ceva despre care nu știu nimic. În afară de faptul că mi se dă o rolă <laughs> și zice bă, să-l bățăm, o să-l bățăm, evident, când... Dar nu mai, nu mai au niciun rol nou, nou acum. Mi-am spus ăsta e joc un rol tatăl ăsta, în care joc acum, mai joc și în Regele Moare. Sunt două spectacole pe care le voi juca până cât mai trăiesc pe pământul ăsta. Și până când nu putea, că pot să trăiesc și după ce nu mai pot să joc. Dar altceva nu mai vreau să joc, nu mai vreau să încep alte repetiții cu roluri noi, nu mai vreau. Cum simțiți cele două personaje? Care vă este mai drag? Pe fiecare are altceva, aici regele moare, unde e vorba de exact de ce mă întrebea din auri. Un om este pus în fața unui început pe care nu-l bănuia, nu-l aștepta și este cu totul și cu totul surprins, îi se spune la un moment dat, azi vei muri vei muri. În o oră și nu știu câte minute, vei muri. Și nu se poate. Și învață încetul cu încetul că o să moare și se pregătește pentru moartea asta. Își dă Păi s-a ajutat să revadă viața lui, cum a fost, viața lui cu bune, cu rele, cu fiecare om, fiecare viață are și bune și rele și de toate. Suntem oameni. Asta suntem. Oameni și nu trebuie să ne socotim zei sau e, supra oameni, să zicem. Nu. Suntem cu toții oameni. Și e bine că suntem oameni. Că avem mâini, avem picioare, avem glas, avem ochi, vedem, auzim. E bine. Ce rămâne după ce se trage cortina? Liniște. Rămâne liniște. Se termină aplauzele. Și e liniște. Plecăm acasă, noi actorii. Ne dezbrăcăm, ne îmbrăcăm și plecăm. Da. Și din micile bucurii ale vieții pentru Victor Rebenciuc. Mici bucurii? Da. Care sunt acestea? Nu, am aceste? mari bucurii. Uite, care e femeul, și nepotul și... Atât. N-am bucurici, bucurici. N-am câștigat la loto viața mea. Am pierdut chiar. Da. Dacă ar fi să alegeți între apus și răsărit, care vă impresionează mai mult? În momentul de față, În general. vorbiți de puncte geografice? În general, nu. De... De... Soarelui. A, de, a, de Păi, la 91 de ani, chiar văd apusul de la mine, din bea. Știu, mi-ați spus că vă impresionează foarte mult. Da. Văd cum apune soarele, îl văd așa în fiecare zi. Frumos. Se deplasează apusul așa ușor- ușor. Dar revine. fiecare început de an începe din nou cursul asta. Începe din stânga și de se termină în dreapta. Da. Se mute de acolo, după cum se învârtește pământul. Da. Nu mai pot să mă gândesc, dar răsărit că nu avem ce să facem. Nu nici nu văd răsăritul de la mine wow. din casă. Da, apusul văd. Bine. Este bine. Vă mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Manciuc.